Bună seara! V-am prezentat deja în episoadele anterioare mai multe date, elemente și întâmplări care să vă dea o dimensiune exactă a relației mele cu Florian Coldea și cu doamna Chioveș. În seara asta am să vă spun de ce cred eu că s-a ajuns aici. Realitatea este că am refuzat să predau România TV sistemului procurorilor, serviciilor și președintelui Iohannis. Sistemul nu-și dorește o presă liberă, o piață media în care să concureze mai multe televiziuni. Antena 3 și România TV au descris pe larg abuzurile din așa zisa cruciadă anticorupție bazată pe dosare falsificate. Sistemului nu-i plac judecătorii independenți și ziariștii care pun întrebări incomode. Sistemul vrea ca deciziile de la CEDO să rămână necunoscute oamenilor și vrea să controleze canalele media. Practic, își doresc o societate în care adevărul nostru să nu mai poată fi spus. Să existe doar adevărul lor. Dacă vor să acuze un om, să-l condamne dinainte să aducă probe în fața judecătorilor, să-l linșeze mediatic. Ei au voie să facă linșaj mediatic. Nu le este interzis. Agenților de influență din multe publicații practică acest lucru de dimineață până seara. Au impus un cult al fricii și țin în șah guvernul și parlamentul printr-o avalanșă de dosare. Unul dintre conflictele majore pe care le-am avut cu Florian Coldea ținea de discuția despre dezvoltarea României, despre faptul că sunt blocate proiectele, că frica generează lipsă de absorpție de fonduri europene, de faptul că funcționarilor le e teamă să mai ia orice decizie și să semneze orice document. În februarie 2015 a fost oaspetele meu la o vilă a familiei de la Cheia. A venit împreună cu familia sa. Am dovezi și am să vi le arăt. Iată imaginile care ne prezintă pe amândoi în discuția de la Cheia. Ponta își dorea să continue proiectul cu autostrada Comarnic-Brașov, însă Coldea n-a fost de acord niciodată cu acest proiect. L-a amenințat de față cu mine că îl va aresta și pe el și pe funcționarii CNANDR care îndrăznesc să avanseze cu acest proiect. Îl va aresta dacă semnează contractul. Licitația, pentru că a fost vorba de o licitație între mari concerne europene, fusese deja câștigată de către consorțiul Vinci Strabag Actor și era susținută de două grupuri financiare mari, Société Générale din Franța și Erste din Austria. În februarie 2015, la Cheia, i-am reproșat lui Florian Coldea că blochează România, blocând acest proiect și nu numai. Acesta mi-a răspuns foarte nervos și agasat că europenii vor autostrada Pitești-Sibiu, pentru că pe acolo este definit culoarul european, iar restul de bani pe care România îi strânge trebuie să-i păstrăm pentru a cumpăra armament. I-am explicat că autostrada Pitești-Sibiu costă 7 miliarde de euro și va dura peste 12 ani să o facem, întinzându-se pe perioada a două exerciții financiare ale Uniunii Europene,
iar autostrada Comarnic-Brașov va costa sub un miliard și o poate face România în 2 ani, maxim 3. Iată că ce i-am spus atunci a confirmat acum câteva săptămâni guvernul Cioloș. Au spus foarte clar că până în 2023 să ne luăm gândul de la a avea o autostradă. Comarnic-Brașov ne-ar fi costat mai puțin de un miliard și România ar fi reușit să o termine în 2 ani, maxim 3. De ce s-a luat această decizie? Care sunt interesele pentru a bloca dezvoltarea României? Cum o să le răspundem oamenilor că în 2018 românii încă n-au trecut cu o autostradă Carpații? Nu știu. Să răspundă personal domnul Florian Colde. Astăzi eu pot să le spun românilor cine a fost cel care a blocat construirea de autostrăzi peste Carpați. A fost ultima mea discuție cu Florian Coldea într-un cadru neoficial. Întâlnirea a avut loc pe 1 februarie 2015. A plecat foarte supărat și după 2 săptămâni, pe 17 februarie, atât fostul prim-ministru Victor Ponta, cât și eu, ne-am trezit cu un dosar. Familia lui Ponta a fost toată chemată la DNA, li s-au făcut percheziții, le-au fost confiscate tabletele nepoților. Nici astăzi, după 2 ani de zile, procurorii n-au reușit să facă ceva cu acel dosar. Prejudiciul este zero, nici un denunț din acela fals pe care l-au folosit împotriva domnului Victor Ponta sau împotriva mea nu s-a adeverit și procurorii de la Ploiești nu mai știu ce să facă cu acel dosar. Practic, ar trebui să găsesc o formulă prin care să-și ceară scuze în primul rând față de guvernul României și în al doilea rând față de România, pentru că mare rușine au făcut în momentul în care au acuzat un prim-ministru pentru nimic și au târât numele României într-un scandal internațional. Am să revin cu mai multe date, detalii, informații și dovezi despre felul în care acest sistem represiv construit de Florian Coldea și de Codruța Chioveși acționează și distruge vieți, companii și despre felul în care el se folosește de denunțătorii falși.